Ce ați discutat ieri cu domnul Kelemen Bunor? I-a cerut sprijinul în al doilea tur al alegerilor? Nu, am discutat cu domnul președinte Bunor, pentru că nu ne mai întâlnisem de ceva timp. L-am sunat săptămâna trecută, când a fost ziua domniei sale, l-am felicitat și am stabilit să ne vedem și să stăm de vorbă împreună. Și în considerare să intrați la guvernare cu DMR după alegeri? Luăm în considerare să intrăm la guvernare cu toate forțele de dreapta care vor intra în Parlament. Dacă nu veți putea face o coaliție de dreapta în Parlament în urma scorului, PNL va rămâne în opoziție numai să nu facă o coaliție de guvernare cu PSD? Urmează să luăm o decizie în acest sens.